de a supune la vot, doamna secretară vrea să vă transmită niște modificări. Reglementări. A codului administrativ și doamna secretară aveți. Vă rog să fiți foarte atenți că ține de organizarea noastră. Bucătărie internă. Mulțumesc. Bună ziua. Sunt mici modificări pentru ședința asta. O să vă prezint noile prevederi ale codului administrativ. Legea 215 a fost abrogată. Da? Au rămas câteva articole, dar nu privesc activitatea Consiliului Local, modul de desfășurare a ședințelor. Ne vom desfășura de acum activitatea după acest nou cod. Vom vedea ce modificări vor fi după aprobarea normelor de aplicare. Și eu am considerat că este de datoria mea să vă înștiințez ce modificări principale sunt. Am făcut o informare către dumneavoastră, este destul de amplă. Nu cuprinde chiar tot ce vă privește pe dumneavoastră ca și consilier, dar are esențialul deocamdată. În primul rând, nu, o prezint eu și dacă o doriți, eu vă voi pune la dispoziție și pe mail și multiplicată cum veți dori. În primul rând s-a modificat ci voturile necesare pentru adoptarea hotărârilor. Avem majoritate simplă, avem majoritate calificată și majoritate absolută. Majoritatea simplă este primul număr natural mai mare decât jumătatea numărului membrilor prezenți la o ședință de Consiliu. Prezenți? Prezenți. Da? Majoritatea simplă. În speță suntem 13 împărțit la 26,5, următorul număr este 78. La majoritatea absolută este din cei în funcție. Calificat. 14, dar suntem 14. Nu, suntem 15 noi ca și consilieri. Da, așa. Funcții avem 15 împărțit la 2 face 7,5, se ia 8. Așa, și majoritatea calificată în cazul și atribuțiilor care le aveți dumneavoastră este 2/3 doar. Da. Și atunci este 10 și următorul număr mai mare decât ăla. 6. Nu. Următorul număr mai mare. Următorul număr mai mare. 11. Da? În funcție de tipul de hotărâri. Deci 2/3. 2/3, da. Înseamnă 2/3 plus 1. Da, primul. La fel, dumneavoastră în ședințele de comisii, de specialitate, adoptați avizele cu majoritatea simplă. Cu 8. Comisii de specialitate. Ședințele ordinare este în plus, se desfășoară cel puțin o dată, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului. Ședințele extraordinare la convocarea primarului unei treimi din numărul consilierilor și a primarului la solicitarea prefectului în situații de criză sau de urgență. Ce este nou? Consilierii sunt convocați în scris sau în funcție de prevederile regulamentului prin mijloace electronice. Deci sunt admise mijloacele electronice, da? Prin grija secretarului. Data ședinței se stabilește la ordinare și la extraordinare. Nu s-a modificat, 5 zile și 3 zile, deci nu avem aici modificări. Apoi, secretarul comunei transmite prefectului sub semnătura sa evidența prezenței consilierilor locali la convocări pentru ședințe unde nu s-au desfășurat din lipsa cvorumului. Deci eu sunt obligată să trimit la prefectură dacă nu se poate ține ședința din lipsă de cvorum. Este obligatorie, spune, înscrierea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile articolului 136 aliniatul 8, în care prevede să aibă toate documentele de spate, așa cum a fost și până acum. Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. Poftim? Cum majoritatea simplă. În cazul neaprobării proiectului, deci la noi se cheamă proiect de ordine de zi. În cazul neaprobării proiectului de ordine de zi,
nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor pentru ședința respectivă. Da. Da. Deci sunteți... Deci dacă nu aprobă... Nu se aprobă ordinea de zi. Și mi se pare corect. Da. Mai normal, doar. Stai. Nu ți-i ședința. Altă modificare este faptul că și la ședințele extraordinare este obligatoriu avizul consultativ. Acum scrie clar consultativ al comisiilor de specialitate. Nu scrie în alte legi cu consultativ. Dar de legii 215, dacă nu se aprobă ordinea de zi spre tău, nu era prevedere. Nu exista prevedere. La un moment dat nu s-a aprobat ordinea și noi am primit bani. Aia a fost extraordinar. A fost extraordinar, a fost altceva. A fost pentru ordinea extraordinară. Nu spuneți că e doar la ordinare dacă s-a aprobat sau nu face referire? Nu face. Dacă nu s-a aprobat ordinea de zi prin ședință, este extraordinară sau ordinară. Așa că... Deci nouă cod spune foarte clar, ședința ordinară se plătește și o ședință. Nu scrie nicăieri așa ceva. Am citit. Deci aia este de prevedere în 153, în alte legi. Și vă arăt că este corect. Consilierul local care... Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele Consiliului Local este sancționat conform prevederilor prezentului cod. Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să-l aducă la cunoștința secretarului comunei acest lucru. Avem această situație azi, suntem 13 prezenți, domnul Marco lipsește, am fost anunțată că lipsește. Deci este... Motivat. Ești voi. Nu, dar tu anunțat, om motivat. Da. Deci nu intră la nemotivate că nu anunțat. Dezbaterea proiectului de hotărâre sau problemelor se face de regulă în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi, aprobată în conformitate cu prezentul cod. Președintele de ședință este obligat să asigure luare de cuvânt de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum și de către legatul sătezi după casă. Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor, să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata orelor de cuvânt în funcție de obiectul dezbaterilor. În acest scop, el poate propune Consiliul Local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterilor unei probleme supuse în discuția Consiliului Local. Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii către consilieri locali prezentați, precum și dialog între vorbitori și persoanele aflate în sală. Sinteza dezbaterilor din ședințele Consiliului Local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte, se consemnează în procesul verbal semnat de președinte. Sinteza dezbaterilor, da? Chintesența. Deci, spune clar, sinteza în procesul verbal semnat de președintele de ședință și de secretar. Trecem la modalitatea de adoptare a hotărârilor. În exercitare, hotărârile se adoptă cu majoritate absolută sau simplă după caz. Majoritatea calificată este cea de două treimi care v-am prezentat-o. Primul număr natural, care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției, procentului care am spus mai devreme. Majoritatea absolută este primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul consilierilor în funcție ai Consiliului Local. În mare, atribuțiile de la articolul 36 din 215 sunt preluate și la articolul 139, nu sunt mari modificări. Așa. Dacă pe parcursul ședinței, asta este o noutate, dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întâlnirea acestei, adică dacă este consilier din sală. Dacă în urma dezbaterilor din ședință se impun modificări de fond în conținutul proiectului, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali și cu ajutorul majorității consilierilor prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre în vederea examinării
de către inițiatori și de către compartimente. Proiectele de hotărâre respinse nu mai fost votate, asta au fost și data trecută. Altă noutate, secretarul comunei nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a Consiliului Local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia motivată care se consemnează în procesul verbal al ședinței. Adică, până acum îți dădea avizul de nelegalitate în ședință când se vota proiectul de hotărâre, acum nu. Acum nu analizez, nu semnez prezență în următoarea ședință. Deci nu mai este în timpul ședinței. Convocarea ședințelor comisiilor de specialitate se face de către președintele acestea cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată în situația ședințelor extraordinare sau de îndată. Atât. Avizele se întocmesc cel târziu înainte de aprobarea ordinii de zi. Da? Avizele comisiilor de specialitate. Așa. Consilierii locali sunt obligați ca în exercitarea mandatului să organizeze periodic, cel puțin o dată trimestru întâlniri, să acorde audiențe și informări cu problemele ridicate de cetățeni. Raportul de activitate a rămas valabil, nu este modificat. Pentru aplicarea... pentru aplicarea sancțiunilor privind, au mai fost discuții aici și am zis că dumneavoastră trebuie să le știți, sunt mai multe sancțiuni. Este litera E care spune așa, excluderea temporară de la lucrările Consiliului și ale Comisiilor de Specialitate pentru aplicarea acestor sancțiuni, ca se transmite Comisiei de Specialitate care are în obiect de activitate aspectele juridice. Și printre sancțiuni sunt avertismentul. La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului respectiv, respectiv Consiliul Județean în culpă și îl invită să respecte regulamentul. Apoi avem chemarea la ordine, consilierii locali, care ne socotesc avertismentul și invitația președintelui de ședință și continuă să se abată de la regulament. Toți cei care în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziția regulamentului, sunt chemați la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de ședință. Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii. După, dacă expresia întribuințată a fost retrasă sau dacă explicațiile sunt date, sunt apreciate de președintele ședință ca satisfactoare, sancțiunea nu se mai aplică. Retragerea cuvântului și eliminarea din sală. În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local sau consilier județean continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință retrage cuvântul, acesta ne mai putem lua cuvântul pe perioada de desfășurare a ședinței. În cazul în care consilierul persistă să se abată de la regulament, președintele ședință îl va elimina din sală. Eliminarea din sală se echivalează cu absența nemotivată de la ședință. Și excluderea temporară, restul o să mai citiți. Dacă aveți întrebări de modul de votare și modul de desfășurare a ședinței de Consiliul Local. Deocamdată că asta ne desfășurăm prima după 9 ori. Da, ședințe de comisie, dacă noi suntem 5, dacă vin 4, Majoritatea simplă. Deci, dacă noi votăm, trebuie să vă arăt că este balotaj. Înțelegeți? Puteți chema pe altul de la comisie, să invitați pe altcineva, un alt consilier care spune. Nu trebuie să votăm, trebuie să fie 2-2, că aveți cum. Și favorabil și nefavorabil. Da, noi. O să vedem, cred că o să apare în norme. Astea, ce-au fost, nu sunt. Ce se întâmplă în momentul în care nu are aviz de la comisie? E consultat. Este consultat. Da, scrie clar, acum scrie clar, sunt consultate. E bine să fie luat în seamă, după părerea. Deci avizele. La urmă, comisia nu se întâlnește degeaba. Și neapărat trebuie să vă, dacă aveți amendamente, trebuie să trecut în aviz. Și votate amendamentele. Să înțeleg că de acum încolo nu o să mai avem suplimentare decât dacă e urgență. Da. Dar cine s-a prins și urmează? Inițiatorul. Așa că, în funcție de urgențele care... Și dacă avem proiect depus niște proiecte de vreo 3 luni și nu au fost puse pe urmea de zi?
Nu sunt urgent. Nu sunt urgent. Am înțeles. Da, pot să vă zic și eu ceva, că sunteți dator cu... Nu mă refer doar la taximetrie. Avem unul care e cu regulamentul de autorizare, completarea regulamentului de eliberare a autorizațiilor de construcție. La sfârșitul anului trecut, da, nu mai e fulminativă. Regulamentul, da. Acum... Completarea, da, știu despre ce spuneți, da. Știu despre ce spuneți. Da. Să facă toată, să le facă toată suprafața omului acolo. E un proiect de hotărâri bun, este la este municipiul Bacău. Dar eu trebuie să-l găsesc pe la vei ca să poți modifica. Asta este problema. Haideți pe șența care vine să-l luăm. Am șența care vine, sper să... Și poate mi-am dat și pe alu. Hai, mă ridic. Hai, ca să-i dăm drumul. În cazul unui amendament, din ședința de comisii, și comisia întreagă nu e de acord cu amendamentul. Care comisia? Consiliul, probabil. Consiliul cu amendamentul vostru. Da, nu este de acord cu suntem în schimbare cu amendamentul? Nu, normal că nu. Da. Normal că trebuie. Este supus votul în Consiliul. Mulțumim, doamne secretare, pentru toate informațiile care mi le-a adus la zi. Și acum, nu. Mergem mai departe să vă citi... voi citi ordinea de zi. Dați-mi. Deci, în conformitate cu articolul 134 alineatul 2 și 3, 135 și 136 din OUG 57-2019, codul administrativ, și a dispoziției primarului Comunei Măgura 83 din 25-7-2019, se convoacă ședința Consiliului Local Ordinară din 31-7-2019, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 32-2019 privind completarea domeniului public al Comunei, inițiator primarul Comunei Măgura. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și secțiuni de dezvoltare a Comunei Măgura pe trimestrul 2-2019. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pe 2019, inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului unei scrisori de garanție în bancară din partea Băncii Comerciale în favoarea SC de Gaz Gris, dând în vederea executării contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiții în ființare distribuție gaze naturale în localitățile Dealul Mare și Crihan, aparținătoare Comunei Măgura, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 62 de familii din Comuna Măgura, care au primit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii în parte dovitoare până la data de 19.07.2019. Și 6 a fost discuții și interpelări. Asta este ordinea de proiectul de ordine de zi, așa cum se cheamă acum, transmis de domnul primar. Grijă secretarului. Suplimentare. Mai sunt două proiecte suplimentare pe ordinea de zi pe care domnul primar le-a încadrat la probleme urgente. Da. Emițând două dispoziții, dispoziția 89 și 90, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru lucrări aferente investiții, înființare, dotare, grădiniță, program prelungit. Cu program normal și două grupe cu program prelungisat, Crihan, Comuna Măgura. Și proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din HCL 107/2018 privind achiziționarea în leasing pe o perioadă de 4 ani a unei utilitare de 3,5 tone basculabile pentru serviciul de gospodărire comunală. Și încă unul care am avut de la Comisia Juridică, că ea este cea mai sură, și scuzile directoare. Probabil că dura noastră vă zice. Președintele de ședință, că am uitat. Președintele de ședință pentru perioada august-octombrie, pentru că a fost ales pentru perioada mai-iulie. Este a treia lună, a rămas în vigoare în continuare pentru cel mult 3 luni și în codul administrativ alegerea președintelui de ședință. Aceasta este ordinea de zi. Dumneavoastră. Da, mulțumim, doamna secretară. Prima dată trebuie să supunem la vot procesul verbal din data de 26
discuți. Da, da, mă lăsați să spun ce am dispus și până din data de 27 iunie, înainte de a-l spune la vot, dacă sunt discuții. Domnul Talab, cine mai dorește să înscrie ca să fim operativ? Da, mulțumim. Domnul Talab, spuneți-l. Doamna secretară, domnul președinte, eu nu vreau să scrieți cuvânt cu cuvânt, dar aș vrea acum să scrieți, să atunci intervenția colegului domnului Chitic. Când eu nu am vorbit nimic, v-a zis că eu nu sunt român și nu sunt nici din Măgură. Vă rog să o observeseți această pagina 3, pagina 2, ce-a sunat. Pagina 3. Dacă vrei să rămân, vă spun. Nu, spuneți mențiunea încă o dată. Da, vă rog să spuneți. Deci să revin asupra la ce? Ce a zis domnul Chitic? Vă zis că nu sunt român și nu sunt nici din Măgură. Să vreau să o mulțumesc. Asta dar mi-a înțeles la început. Deci procese verbale care se duc la Măgura sunt cele mai stufoase procese verbale care ajung la prefectură. Da. Deci cine este? Nu sunt discuții. Mai ales că vreau urmă. Procesul verbal din 27. Iunie. Abține. Domnul Talar și domnul Ovodeșu. Da. Am înțeles. Deci avem 11 pentru. Și două abțineri, domnul Talaș și domnul Zreșca. Spunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cu ambele... Cu cele trei suplimentări. Cine este pentru? Atunci punem ordinea de zi în forma care ne-a fost prezentată. Cine este pentru? Mulțumim. Deci treci pentru ordinea de zi. Da. Pentru cele trei suplimentări. Cine este pentru? Și aici am o mențiune la cum vă spălați domnul. Vă rog, domnul. Am primit materialul. V-ați numărat? Dați așa să ascultăm ce spune. Vreau să număr la suplimentare întâi și după aceea. Să nu pot dată direct. Păi nu, dar poate colegii înțeleg și... Nu s-au văzut, dar și să notez un pic și după aia e nebun. Păi da, dacă se notează deja cu punctul... Domnul Berușcă. Dar mai are rost să notez dacă se notează înainte? Eu număr doar voturile. Mai are rost să iau cu punctul dacă se notează înainte? Nu, normal este un Berușcă. Dacă am votat, numărăm voturile și vă spuneți părerea. Am cer scuze de acum dacă chiar vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Adică... Păi da, dar nu e nicio problemă. Doamne președinte, eu dacă iau cuvântul, vorbesc despre aceste proiecte care sunt suplimentare pe ordinea de zi. Am intrat în posesia lor astăzi, mail-ul a fost unul de astăzi și unul de ieri. Corect. Nu e normal să primim acum, le putem amâna, eu propun să le amânăm pentru următoarea ședință. Pentru ca să avem timp să ne aprofundăm. Supunem la vot cel mai bine. Cine este de acord pentru suplimentarea? Păi suplimentarea asta vreau să spun acum. Cine este de acord cu suplimentarea de vot? De ordine de zi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cine se abține? Sau împotrivă? Domnul Berușcă, domnul Talal, domnul Niță și domnul Tristan. Da. Da. Întrunește numărul de voturi, cu majoritate simplu la... Domnul Lucian. Nu mai ești are rost cuvântul, domnul președinte. Deci s-a aprobat ordinea de zi. În ordinea scrisă. Da. Primul proiect de ordine de zi, numărul 1. Nu-i mi-ai dat citire, pentru că l-aveți dumneavoastră în față și doamna secretară la citire.
Domnul primar, aveți cuvântul. Am avut o hotărâre din Consiliu. Vă supun la aprobării de atât pe cuvântul ăla. Privind completarea domeniului strada, deci modificarea pe strada depozitului, pentru că nu avea toată suprafața, prinsă în prima variantă. Și venim cu o rectificare. Am primit de la topometriste exact suprafața, este prins în proiectul de hotărâri și bine să facem ajustări necesare ca să avem situația clară și la zi, așa cum este și în teren. Este vorba de strada depozitului la spatele urbanei Niță. Exact. Cine dorește să înscrie la cuvânt? Da. Domnul Steșca? Da, nu e asta. Domnul Talal? Da, dorește cineva? Domnul Steșca, vă rog. Doamna președinte, doamna secretar, stimați colegi, îmi pare bine să văd că vin din ce în ce mai mulți oameni și din ce în ce mai multe străzi care intră în domeniul public, ceea ce e un lucru bucurător pentru noi, însă să nu uităm că avem toată zona Metalbacului, dar nu are, cred că mai sunt câteva străzi, unde trebuie să facem o sistematizare și trebuie să ne gândim la o variantă prin care să facem un anunț public către cetățeni, ca să vină să facă cerere la noi, ca să putem să băgăm cam toate străzile din zona Metalbac în domeniul public, ceea ce ar fi un lucru bun pentru noi, că am putea să le administrăm. Să nu mai existe tot felul de reclamații și probleme în zonă. Eu aș propune un astfel de proiect, să ne gândim la un astfel de proiect, să sistematizăm zona respectivă, că am mai zis-o și într-o altă ședință. Metalbac trebuie găsit un pic și o variantă de a împărți zona respectivă și pe zona de locuințe de case, de blocuri, pentru că știți că au fost tot felul de probleme unde s-au construit case lângă blocuri, blocuri lângă case și nu e o chestie încurajatoare pentru oamenii. Odată cu puzul ăsta, că oricum anul ăsta trebuie să se facă puzul, eu zic să reglementăm domnul primar și această situație ca să nu mai avem probleme pe viitor. Eu zic că dacă facem un proiect și îl gândim în perspectivă, o să ne vină mai ușor pe viitor. Domnul consilier, dacă o să răspund, nu este rău, inițiativa nu ia. Dacă vorbim despre drumurile în cotă indiviză, este foarte, foarte greu. Asta ar trebui să vină din partea locuitorilor din zonă. Fiecare dintre proprietari ar trebui să doneze cota indivisă către primărie. Este foarte greu pentru că foarte mulți au credite bancare. Și atunci nu primesc dezlegare la bancă, ca să spun așa. Aici ne-am întâlnit. Știu, domnul primar, dar măcar să arătăm un pic de bună voință din partea noastră, adică să facem un anunț public. Avem o situație din genul ăsta, au venit, cred că pe strada Florilor, prima stradă în care cunoșteam. Chiar au, cred că au ajuns aproape de final cu documentația să o doneze către primărie. Sau și noi știu, nu mai știu ce pe care. Exact o situație de asta împiedic. Au un proprietar cu o cota indiviză la drum, angajat la bancă. Nu poate. E destul de greu. Ideea e că e greu să-i găsim pe ei să vină spre noi, măcar să le arătăm bunăvoință și să le zicem că noi vrem să facem treaba asta, să ne arătăm disponibilitatea și de acolo, dacă vor ei să-l doneze, să-l doneze, dacă nu, e treaba lor. Dar putem să facem un anunț public pe partea asta și să încercăm să... Adică ar fi bine pentru faptul că am putea interveni. După punct de vedere legal, nu avem niciun drept să intervenim în lucrurile astea. Asta e proprietate privată și destul de complicat. Da. Vom vedea să fie domnul Talal. Mai aveți ceva, domnul Preșca? Nu. Mulțumesc, domnul Talal. Mulțumesc, domnul președinte, domnul secretar, stimați colegi. Și este foarte bine că... Este foarte bine că de fiecare dată, aproape la fiecare ședință, să mai băgăm câte... mai completăm domeniul public. Eu v-am spus de-a trecută că nu voi vota nicio... Așa, până nu băgam în frântelnie. Am avut o discuție, ca să fie filmat, uitați acolo la camera.
înainte de ședință și ați promis că vom introduce fântâna din dealul mare în domeniul public, ca să putem avea grijă de ea. Domnul Talală, intervin un pic, așa cum a spus și doamna secretară din lege, asta o puniți la, la diverse, pentru că noi aici avem subiectul foarte clar. Chiar din domeniul public, dar avem domeniul public precizat ce anume băgăm în domeniul public. Asta este, într-adevăr, ține de domeniul public, dar o discutăm la diverse. Strict pe subiect. Pentru că la diversi o să avem timp și de dezbatere. Vă mulțumesc. Domnul Tristan. Da. Bine, deci cu intrarea asta în domeniul public sunt de acord, pentru că este normal. Dar ceea ce se discuta anterior, nu se poate, exact cum spunea și domnul primar, atâta timp cât drumurile deci sunt ipotecate prin faptul că oamenii au împrumutat bani, ei au girat cu terenurile alea și atâta timp girezi cu ceva către bancă, nimeni nu poate să sară peste lege. Și atunci noi trebuie ca să așteptăm până când își fac plățile, abia atunci putem ca să discutăm pentru modernizarea și dezvoltarea zonei Metalbac sau oricare altă zonă în care este aceeași situații creată. Trebuie să mulțumim, am înțeles. Că mai sunt discuții pe baza acestui subiect. Vă supunem la vot cine este pentru. Abțineri împotrivă? Abțineri, domnul Tavar. 12 pentru abțineri. Da, vă mulțumesc frumos. Trecem... Da? Trecem la proiectul numărul 2. Da. La celălalt o să le dau citire pentru că avem discuții și nu vreau să încurcăm proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor, secțiunii de funcționare și secțiuni de dezvoltare a Comunii Măgura, județul Bacău, pe trimestrul al doilea 2019, inițiator primar Costraș Iordache. Domnul primar, vă rog frumos. L-ați avut la studiu, ședințe de comisii. Este un proiect de hotărâre care apare periodic și este supus dezbaterii și aprobării dumneavoastră. Referitor la cheltuielile pe care le-am efectuat anterior, în trimestrele anterioare. Suntem în deja discuții, dacă dumneavoastră aveți ceva de obiectat. Cine se înscrie la discuții? Domnul Coronel? Domnul Chitic? Doamna contabilă mea este? Da. Da. Îi chemam din doamna contabilă. Așa e. Da, ca să fie. Îți pare foarte corect. Legat? Este pregătit acolo. Doar acolo, dar nu vreau să pun nicio întrebare, dar așa mi se pare corect să fiți aici lângă noi, că eu știu. Eu, în primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei contabile că a reușit să facă execuția bugetară pentru primele 6 luni. Și vreau să întreb dacă în forma asta va apare execuția bugetară, cum au apărut acum pe cei defalcate, pe funcționare și... Așa. Așa nu. E o noutate, domnul. Cerința ta. Nu? Apărea în altă formă. Apărea în altă formă. Doamna contabilă a înțeles că este doleanța dumneavoastră și bine. Da. Să fii detaliat, ca toată lumea să fie mărurită și informată vis-a-vis de... Eu ce să vă spun, că mi-am permis și am adunat acolo și am scăzut. E ok. Eu mulțumesc. E regulă. Domnul Chitic? Atât, mulțumesc. Domnul Talal? Domnul președinte, stimați colegi, domnul primar și doamna secretară, doamna contabilă, la câteva ședințe mai în urmă, domnul primar și câteva consilieri au bătut cu pumnul așa și au spus pe cuvânt de onoare că avem cuvânt că pe 31 până în iulie, în luna iulie vom da 50 de lei la biserică Măgura 2, dintre care și așa dumneavoastră aveți perfectă dreptate și știu să știu. M-am întrebat așa, n-am văzut nici o sumă pentru biserică, nu vreau să-i scurat, dar numai acest aspect.
Dacă a spus pe cuvânt de onoare, pe hai să respectăm cuvântul. Da. Bun. Asta ați vrut să spuneți? Da. Da, mulțumesc. Cine se mai înscrie la cuvânt? Vă lăsați pe domnul prima să răspundă la întrebarea domnului. Deci, vis-a-vis de soliditoleanța dumneavoastră, aș vrea să vă comunic că, de regulă, aproape obligatoriu, în luna iulie, erau și rectificări la nivelul național. Prin care ni se alocau sume pentru a doua jumătate a anului. Deci, se mai rectifica, se mai ajustau, mai primau și noi ceva. Până la ora asta, n-am primit. Se aude că la sfârșitul lunii ar fi trebuit să fie acum imediat, în vremea următoare, o să primim ceva comunicări vis-a-vis de alocări. Avem ceva bănuți de cheltuiți și pe care ar trebui să-i primim pe situații de urgență. Și eu zic că o să ne ținem cuvântul față de ceea ce am promis. Doar că nu putem chiar la mine, ceva să-i pun așa, nu cred că era cazul specificat în mod deosebit acum. Adică am avut inundații, au avut unul mai credibil. Bisericii nu o să aștepte și el poți să-i aducă și lor. Nu sunt... Chiar nu e o problemă. Da. Și eu dacă ai să te mori, dar nu ai să te mori și o să-ți ținut mori. Nu, că vreau să vă aduc aminte, poate ați uitat. Da, uite. Domnul Dalar, vă mulțumesc frumos, domnul Treistaru. Da, deci singurul lucru este că memoria nu mă așală, că n-am... am discutat despre buget la începutul, când în aprilie sau când am discutat noi, la formarea bugetului, deci am promis că nu luăm de la alte capitole ca să ducem către dar la prima ședință de rectificare de buget se va lua de la alte capitole, de unde nu s-au cheltuit și vom pune și la biserică, adică la cea care nu i-s-o dat. Ei, dacă noi am încercat, dacă am promis, și mai mult decât atâta, dacă a început și postul, eu cred că trebuie ca să fim prieteni și corect cu ceea ce normal promitim. Și aș dori ca până când, nu când ne gândim și vom da, de la situații de urgență. Situații de urgență, dacă vor veni, sunt bani destinați pentru situații de urgență. Domnul, și nu putem duce. Discutăm despre execuția bugetară. La execuție, dar ați spus că putem să luăm că vor veni bani de la situații de urgență și îi vom aloca către culte. Nu putem ca să ducem bani. Domnul, banii vor veni pentru situații de urgență. Execuția bugetară până luna respectivă. Vorbim de bani pe care ai cheltuit. Proiectul ăsta din... numărul 2 este pentru execuția bugetară. Da. Are 3 serii de rectificare. Bine. Doar că te-ai făcut greșit. Bun. Cine este pentru, dacă nu mai sunt discuții? Împotrivă sau abține? Împotrivă sau abține? Domnul Berușcă, abține. Abține. Și împotrivă? Doar abține. Doar abține? Da. Deci 9 pentru și abțineți sunt domnul Niță, domnul Treistaru, domnul Talar și domnul Berușcă, da? Da. Mulțumim. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre. A trecut? Da. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Comunei Mogura, județul Bacău. Inițiator primar Păstrașorar. Domnul primar? Dacă vreți să ne spuneți ceva, dacă nu, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Vreau să vă spun la fel. Că să încetați cu campania asta electorală. E jenantă de acum. E de-a dreptul jenantă. Venim aici și aproape am ieșit și am face semn la omul ăsta cu camera. Pune camera pe mine, că vreau să spun ceva, că dau eu bani la biserică. Vedeți voi că avă o pungă din bani și îmi dau bani la biserică? Despre ce vorbim aici? Ați auzit voi că s-o făcut rectificare la nivel național, a primit bani, judeam alocat. Cu voi! Ei, lasă că dacă discutăm așa, stai. Păi dar cum vreți să discutăm, domnul Treistaru? Cum vreți să discutăm? Rog frumos, lăsați-vă bani. Avem cuvânt, avem bani. Ce n-avem? Ce n-avem? Vă rog frumos să păstrați limita promisiei. Nu te faceți o braț, faceți plus de 100 de ori. Domnule, n-ai o braț, n-ai o braț. Domnul primar, vorbește pe marginea proiectului de ordine de zi sau nu înțelegă domnul președinte? Vă rog frumos.
Mi-a spus că da cuvântul, da? Să susțin proiectul. Da, și să pot și eu să vorbesc, să-mi iau o lege, spune așa, inițiatorul are dreptul să intervine de câte ori vrea. Da, mă, dar pe marginea subiectului. Pe marginea subiectului. Vă rog frumos. Deci să păstrăm, domnul colonel era la cuvânt. Scris după care domnul... Domnul primar, scurt, vă rog frumos, câți bani ați primit la rectificarea de buget? N-a primit niciun ban, nu s-a făcut nicio comunicare. Ok. Așteptăm. Care și cheltuieli mai avem în plus față de ce ne-am propus doamna contabilă? Că am văzut că au apărut, numai astăzi au apărut niște cheltuieli în plus. Deci nici nu vreau să îmi imaginez că am ce cheltuieli deci, în plus. Deci haideți să... Cu grădini, așa, vă rog să judecați așa. Eu câți bani am... Câți bani mai am de cheltuit față de ce mi-am, ce mi-am propus și după aia discutăm. Țineți cont că ne-am apucat de drumul părăzășii, uite că mai avem scris tot de garanții și uite că trebuie să aprobăm să suplimentăm manopera la grădiniță. Și spre norocul nostru, rusul nu a fost suficient de isteț să-și pună tarif orar sub 17,93. Vorbim de bani. Dacă nu ai bani, nu ai ce promite. Nu mă adresez nimănui, absolut, atât vă spun. Vă spun ca la niște prieteni. Dacă nu ai în pungă, nu ai ce promite. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul următorului coleg, am o rugăminte la dumneavoastră și apelez la bunul simț și educația fiecăruia dintre noi. Vă rog frumos să vorbim pe rând și pe un ton adecvat ședinței de Consiliul Local ca să nu putem înțelege. Vă mulțumesc frumos. Era înscris la cuvânt domnul Berușcă și domnul Talar. Domnul Berușcă, aveți cuvânt. Dar vreau să... Îl întreb pe domnul primar pentru inițiatorul proiectului de hotărâre. Am văzut că s-a suplimentat lista de investiții cu achiziții de auto-utilitară pentru serviciul de gospodărie comunală și modernizarea lunatului public din comuna noastră. Am sesizat în ședința de comisie reunie că valoarea inițială era de 4.100.000 de lei. Ce vreau să spun, ție vreo greșeală? A fost o greșeală? Da, a fost o greșeală, da. Erau vreo 41 de ani de vechi și erau foarte mulți bani. Asta odată. La ședința trecută de domnul primar, dacă vă amintiți, când am preluat iluminatul public la EON, ne-a spus că nu urmează niciun proiect de modernizare. Acum văd că s-au pus, vor pune niște bănuți, cred că pentru proiectare. Cred eu, cam asta e valoarea. Normal. Nu puteți spune de unde luăm bănuții ăștia și cum îi punem aici? Bănuții nu luăm de nicăieri, domnul. Dacă vorbiți de suma totală, dacă despre asta vorbiți, nu? Este o estimare, o evaluare. Da. Asta e pentru... A unei investiții. Da. Cam atâta presupunem că se presupune că ar costa montarea a 700 de corpuri de iluminat în comuna Măgura. În următorii 5 ani, zile, dintr-un proiect, multe anuale, de genul ăsta. La achiziția de auto-utilitară, noi, acum, pe lista investiției, avem 50.000 de lei. Luați în calcul discuția pe care am avut-o noi cu o auto-utilitară în regim leasing? Da. Deci, tocmai de asta modificăm. Bun. Tocmai de asta modificăm prețul. Nu ne ajung banii. Dacă dorim să luăm un leasing, și 135.000 pe care aveam noi prins și acolo, este valoare fără TVA. Da? Deci la care oricum s-a adăugat TVA-ul. Având în vedere că dorim să luăm în leasing, este necesar să plătim și casco pentru următorii 4 ani de zile. Obligatoriu. Avem oferte de la Renault, de la Iveco, toate se situează la suma pe care o vedeți dumneavoastră acolo. Ceva de genul ăsta. Puteți să-mi spuneți la numărul 13 pe lista de investiții avem extinderea de rețea de energie electrică din zona Metal Park. Așa. Care e motivul care pentru nici până acum nu s-au apucat de treabă? Am eliberat autorizația de construire, este dator din începerea lucrării, cred că până la sfârșitul săptămânii apar stării. Am înțeles. Să înțeleg că problema cu studiul soluții care a fost greșit inițial s-a rezolvat. Adică? Adică, de ce vă întrebați cu o întrebare, dar am o întrebare. Dar nu știți pe ce spune. Nu știți pe ce spune, dar nu? Chiar studiul soluției inițial pentru acest proiect n-a fost greșit. Nu? A fost din prima bună. Domnul Berușcă, vă rog, nu dați de greșit. Domnul Berușcă, vă rog, nu dați de greșit. Eu nu am știut, da? Cunoșteți de așa ceva. Bine, atunci. Vreau să vă întreb pentru proiectul de construire a grădiniței din Crihan. Da. Există vreun
un studiu de oportunitate și un calcul al copiilor din zonă, să vedem dacă e rentabil ca noi, ca și Consiliul Local, să angajăm o cheltuială de aproximativ 10 miliarde de lei vechi pentru acest obiectiv? Păi, părerea mea că asta ar fi trebuit să facem, deși cu toții am fost de acord la momentul în care am hotărât să accesăm fondurile europene, nu? Domnul, dacă avem accesat, dacă am accesat fondurile europene. Am accesat, noi am fost de acord să accesăm fondurile europene în condițiile în care primăria avea cheltuieli aproape zero. Da. Era doar studiul de fezabilitate și așa. E, orice consiliu local este normal să dorească să obțină. E, când afli că proiectul a fost greșit inițial și valoarea care noi am solicitat-o apelului a fost mai mică cu 10 miliarde. Nu noi am dat ordonanța 114. Domnul primar, dar nu mă lăsați-mi până la capăt, să-mi duc ideea până la capăt, pentru că domnul care a venit în stânga mea și era consultant, proiectatul, a venit înainte de ordonanța 114. Da. Așa că nu îmi spuneți de ordonanța 114, că avem memoria bună. Bun. Proiectantul inițial a făcut un deviz care a fost greșit cu vreo 10 miliarde de lei. Noi nu aveam unde să știm când am aprobat depunerea lui către AFIR că mai vine cineva să ne mai ceară 10 miliarde. Acum putem să ne întrebăm, domnule, obiectivul își merită sau nu merită în condițiile care nouă ne-au fost aprobate de PNDR aici în spatele nostru o grădiniță de la zero plus reabilitarea școlii din Crihan care până de ună zi a fost folosită ca și grădiniță. Să ne gândim doar, avem suficient copii, numărăm, câți copii avem înscriși pentru anul viitor la grădinița din Mărura? Dacă vom gândi, dacă vom gândi așa în continuare, probabil în continuare, da, numărul de copii, sau numărul de părinți, doritori să-și dea copiii, pentru instituțiile de învățământ din Comuna Mărura, va fi din ce în ce mai scăzut, domnul Beluș. Tocmai asta vrem să facem. Tocmai asta vrem să facem, să venim în întâmpinarea lor. Creăm condiții, domnul Beluș, de ordinea ta, și îmi spui acum, n-ar fi bine, domnul Beluș, vorbesc eu acum, te-am ascultat. Bun, vă ascult. N-ar fi bine totuși să-i ținem în școala din Crihan, n-ar fi bine totuși să renunțăm la 500.000 de euro pe care avem alocați din fonduri europene, pentru 150.000 pe care se alocăm noi din buget, dați mai mulți, adevărat. Dacă gândiți-vă și vreau să în 2017, 2016, 2017 a fost făcut proiectul, suntem în 2019, de atunci s-au întâmplat o grămadă de lucruri. Au crescut prețurile, din păcate, ar fi fost, poate din fericire, ar fost să scadă, dar nu există așa ceva, n-am auzit până acum. Dacă țineți minte dumneavoastră, au venit într-adevăr domnul proiectant și au zis, domnule, la valoarea care este din metru pătrat din construcții, cam greu de crezut. Mie mi s-a părut corect să ne vedem și eu, domnule, vină dumneata în ședință, ei explică, spune la oameni, spune ce vorba, că eu nu sunt de specialitate. Dar nu sunt de specialitate. Bun, am convenit cu toții, de comun acord, dar și domnule, îl scoatem la licitații și vedem ce se întâmplă. Dacă o să fii doritor, bine, dacă nu o să fii, suplimentăm. Exact așa s-a discutat. Exact da? Așa s-a discutat, corect. L-am scos la licitații, nu s-a prezentat nimeni. Același lucru se întâmplă la toate comunile. Vă dau exemplu, comuna vecină, comuna vecinată lui Sitorugăra. A scos de două ori asfaltul, asfaltare, atenție, la licitații, unii stălcau în picioare constructori. N-a venit nimeni. A intrat pe suplimentarul din buget. Deci nu unii convenit să punem banii ăștia, dar parcă mă gândesc. Să risc nu mai pot depune în următorii trei ani niciun proiect fondurilor europene. Pentru că nu ajungem în situația să-l implementăm pe ăsta pe care l-am câștigat. Una. Și îți pierdem 500.000 de euro. Eu evaluare o estimare a unui proiectant. N-am făcut-o eu. N-am făcut-o nici la drumul, nici la adică eu nu sunt abilitat să spun, domnule, e mult, e puțin, omul veriștul, domnule, aceasta este valoarea pentru obiectivul pe care îl avem, conform cu ajustările, cu 114, cu combustibile, cu orice... Domnule, eu înțeleg justificarea, eu am pus o întrebare. Da. Noi trebuie să ne gândim dacă Consiliul Local Măgura consideră că încă 10 miliarde, în condițiile în care 10 miliarde, poate vreo 13 chiar, ar fi cofinanțarea pentru rețeaua de gaze din Crihan. Dar nu ne faceți comparații din astea, domnul Beluș. Avem un obiectiv deja de urmare, avem fonduri accesate, adică chiar, nu știu, nu cred că cineva își dorește să dea niște bani în plus aiurea. Îi dă că este necesar, eu așa cred. Nu ce obiectivul ăsta cu care am fost de acord cu toți. Am zis că vrem grădiniță. Da, bă, vă la grădiniță. Astea sunt costurile. Mulțumim, domnul primar. Domnul Talal? Domnul președinte, stimați colegi, cum au zis și domnul președinte,
pentru bunul mers al ședinței, mai ales dumneavoastră, domnul primar, vă rog, atitudinea asta din tătuc să ridicați tonul. Nu este chiar nimic. Stați un pic. Vorbim civilizat. Domnul Talar, eu ca președinte de ședință, e ultima zi în care îmi exercit funcția, o să fac precizările astea. Vă rog frumos, dacă le aveți la diverse, acum discutăm strict pe... Domnul primar, a zis că să terminăm și o țipa la mine. Pot să am dreptul la replică? Aveți în diverse, vă rog frumos. Vă rog frumos, domnul primar, vă rog frumos. La diverse discutăm... Este normal să țipam unii la alții? Domnul Talar, eu știu cum să discut. Fiecare ceea ce face, face pe cont propriu. Eu nu discut acum lecții și vorbit sau consilieri de genul ăsta. Vă rog frumos, discutați pe proiect. Și la diverse discutăm multe și neguri. Doar contabil, aici. Doar contabil, cu cât ați notat de astea să rectific valoarea la iluminat? Mă scuzați un pic, domnul. 495.000. 495.000, da? La iluminat, 495.000. Da, notat. Doamna secretară, întreba ca să... Domnul Talal, aveți cuvânt. Da. Era o greșeală acolo, era 41 de miliarde și am posesizat colegii noștri și cred, sper că este 400, adică un zero în plus, să înțelegi. Nu s-a reparat. Legat de ce am discutat mai înainte și de asta s-a inflamat domnul primar, era o chestie de aducere aminte. Am zis, poate ați uitat că ați promis și ați dat cuvântul de onoare. Asta este. De ce atâta inflamare, eu nu înțeleg. Suntem aici, putem discuta civilizați, fără jigniri, fără nimic. Asta este... Corect, domnul Talal, vă aprob întru totul, dar vă rog frumos, haideți să discutăm pe baza proiectului. Da, vă mulțumesc. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Domnul Cleșca? Vreau să zic ceva rapid și de bine și de rău. În primul rând, are dreptate domnul primar când zice că dacă ne-am întâmplat la proiectul ăla cu școala din Zihan, trebuie să-l ducem până la capăt. Adică trebuie să facem o finanțare ca să putem să-l punem în aplicare. E un proiect care rămâne în comunitate, e o investiție care rămâne în comunitate. Doi la mână, vreau să zic de modernizarea iluminatului public, dacă îl începeam în 2016, cred că eram la jumătate din sumă în momentul de față. În 2 ani de zile se amortizat, cred că jumătate din sumă, dar nu e nimic. Și așa, cred că e mai târziu. Numai să luăm un pic în calcul și achiziția unor bani direct. Adică montaj separat, să căutăm și niște oferte de achiziție directă, să achiziționăm noi lămpile și să căutăm pe cineva să le monteze, poate e și bine. Nu știu, dacă se poate și posibil. Așa. Și felicitări pentru decizia de a lua autoutilitară în cele din urmă. Vă zic sincer că mi este rușine când văd mașina primăriei pe străzile de comună. Nu mai este o Trebuie autoutilitară asta la primărie. Trebuie făcut leasing-ul ăsta, chiar felicitări și așteptăm cât mai repede să o vedem cu de primul. Îmi rezerv și eu dreptul la două cuvinte, o să fiu scurs la obiect. Susțin investiția pe fonduri europene din Crihan, școala, având în vedere că suntem și în Consiliul de Administrație a școlii. Sunt destul de mulți copii care nu vor să vină la grădiniță sau la școală în Măgura datorită unor condiții nu tocmai excelente pe care le găsim în oraș. În cazul în care, cred eu, o să ajungem condiții mai superioare celor din oraș, școlilor care au tradiții în domeniu și sunt cu after school, cu dormitoare, cu băie și toate utilitățile și tot ce au nevoie, cu siguranță cei care locuiesc în zonă vor aduce copiii acolo și cred că le este mai comod și mai ușor ca să-și desfășoare și activitatea și cu job-ul și cu serviciul și mai departe. Așadar, într-adevăr, sunt probleme și cu siguranță în 2-3 ani de zile tot ce votăm astăzi și nu se execută, la un moment dat iar vor veni măriri de prețuri, rectificări și mai departe. Asta este un curs firesc, care s-a întâmplat de fiecare dată și se va întâmpla în continuare. Câți copii sunt? Câți copii sunt? Eu nu știu datele astea de copii, dar vă spun când s-au făcut situațiile la școală, foarte mulți părinți, și o să mă interesez, vă spun exact, cu cifrii,
au dus copiii în oraș datorită faptului că nu au after school cu condiții, dormitoare, cantine și așa mai departe. Asta este o certitudine care vă pot confirma. Domnul Berușcă, s-a zis la cuvânt, vă mulțumesc frumos. Dar vreau să întreb domnul primar, când am văzut proiectul ăsta de rectificare, s-au prins cumva bănuți și pentru punerea acum și reparația autobuzelor școlare, microbuzelor școlare, să fie într-o formă bună de funcționare pentru sezonul viitor? Pentru anul viitor? Nu am pus la bani. O să punem bani și acolo. Trebuie să facem și lucrul ăsta. Am cerut oferte din piață. Spune și noi piața, să vedem unii mai bine, unii mai ieftini. Unii sunt mai specializați, vorbim de sistemul de frânare la Volkswagen, la RT-ul ăsta. Și o să vedem cam ce comportă, cam ce cheltuieri. Sunt destul de mărișoare, vedem. Bun. Interesează foarte mult ca siguranța copiilor. V-ați gândit și da. Pentru corpul de școală de la școala numărul 2, că un corp de școală acolo care nu spune... Vă spun că noi, fiind o curățvan, fiind în posturi organizați la școli, suntem atrofiați și cunoaștem mai bine problemele cu care se întâmplă școala numărul 2. E adevărat. Am discutat și cu doamna director. Vis-a-vis, foarte bine că ați zicat problema asta, vis-a-vis de școala 2, de corpul de clădire dinspre stradă, cred că e vorba de sala doamnei Poeu, care e mai afectată. Este mai afectată acolo, nu știu cum vom reuși, va trebui să scoatem pardoseala, să turnăm o șapă de beton nouă. Și m-am gândit să facem o estimare, să schimbăm parchetul ăla din toate clasele. Inițial discutasem să punem gresii. Dar este și rece una. Și a doua este și mai costisitor. Da, exact. Este și mai costisitor. Și eu cred că un parchet un pic mai să zic așa, de trafic, de asta o ținut 10 ani de zile. Asta o ținut 10 ani, în condițiile care nu era un parchet extraordinar. Pentru următoarea rectificare și prindea o sumă de bani pentru aceste două mici obiective. Da, păi tocmai. Asta fac și de asta. Îmi ce-am spus că mi-am ieșit un pic din firii. Dar când am văzut că cineva tot îmi bate obraz, domne, vezi că eu băi, frate, nu am uitat. Dar mă uit și unde? Aș vrea. Am înțeles, vă mulțumesc, domnul Berușcă. Am încheiat, vă mulțumesc. Supunem la vot cine este pentru. La întocmirea studiului GEO pentru investiții curente în listă milie de lucrat impuse de grad, deci numai studiul a costat 100.000 de lei. La ce? Studiul GEO? Nu. Studiul GEO nu a făcut așa ceva. Puteți să scrie aici, în documentul studiului GEO. Da, unde sunteți? Pe ce ești? Este suma alocată. Este suma alocată în buget. Ce-i prevedere bugetare? 100.000. Iar ce capitol efectiv, n-am acum să vă în față. Dar la ce studiu? La capitolul 70, la ce număr trece? Pagina 1. Vă îmbrugați pagina asta. Ia să vedem. Ce pagina este? Vreți să mă mut aici? Am iau o canapea în birou. Nu, nu, nu. Eu știu. Nu cred că e în casa aia, nu? 18. Întocmire studiul GEO și efectuare lucrări investiții cuprinse. Sunt lucrările, toate lucrările pentru... Da, a făcut un studiu cu doamna Nicolaide, despre asta vorbim, pe care l-am și plătit, care ne era necesar la obținerea autorizației de la... Românești. Cred că 4.001, în total e 12.000. Studiul cu studii de GEO și cu ce mai făcut de acolo. Toată documentația pentru... ca să vă spun așa, pentru studiu hidrologic, toată documentația frântă, pentru aprobare la București. Astea se dau de gândire. 12.000 de lei. Asta e suma totală alocată pentru un an. Dacă tot aici, vă rog să... Am văzut că ați făcut o lucrare la canal, ați văzut conductă, unii nu se conductă. Tăgățare sau nu știu care, ca să nu mai... La stațiile alea de evacuare a... Da, este modernizare. Deci am pus acolo, da. Modernizare, da? Modernizare la stație. Cele două.
om, ce știi, din toate banii este, da. Tot vorbim de știință. Ai gestiție. Da, da, da. Ăsta e foarte mic asupra. Da. Poftim? Dacă nu se poate face nimic, dacă nu, nu. Vă rog să-mi spuneți. La stația de pompare, a rezidenței, s-au montat între două pompe. Pentru ca să modernizăm stația, cum avem de cazul. Am înțeles, dar și cu totul nu zis. O să mă... Am înțeles că ai dus... Cine am dus? Am pus două pompe acolo. De fermoare. Cine este pentru, repet? Mulțumim. Mulțumim. Proiectul numărul 4 de hotărâre privind aprobarea contractării unei scrisori de garanție bancară din partea Băncii Comerciale Române în favoarea Delgaz Grid S.A. în vederea executării contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției în înființare distribuției de gaze naturale în localitatea Dealul Mare și Crihan, aparținătoare unei Măgura, județul Bacău, inițiator primar Păstraș Iordache. Dacă sunt discuții pe marginea subiectului, domnul primar? Avem în derularea colaborării cu Delgazul, în vederea implementării acestui proiect de extindere a rețelei de gaze în Crihan și Dealul Mare, avem o serie de locuri pus la punct, între care și asigurarea unei scrisori de garanție în favoarea Delgaz, de bună execuție, ca să spun așa. Deci dumneavoastră vor să asigure că în termen de 18 luni zile noi vom duce lucrările la bun sfârșit. Eu nu cred că avem o problemă să ducem la bun sfârșit. Dar estimat pe 3 ani de zile, începând din toamna asta, anul viitor și 2021 ar fi o lună, două, ne-am încadrat cele 18 luni, cum spun dumneavoastră. Ei, pentru lucrul ăsta vor o scrisoare de garanție. În condiții în care noi nu ducem la îndeplinire, nu ducem lucrările la final, vor să aibă la dispoziție un fond din care îți plătească penalitățile către Ministerul Energiei. Ministerul Energiei aplică penalități către Delgaz dacă nu sunt îndeplinite prevederile contractuale cu localitățile în care, cu care au intrat în colaborare. Am constituit valoarea o aveți și dumneavoastră aici, am avut la costă, să constituim garanția pentru Delgaz, să putem merge mai departe. Contractul este trimis la semnat deja la ei, noi l-am semnat. Cum trimite scrisoarea de garanție, ne trimite înapoi și mergem mai departe. Mulțumim. Discuții, domnul Talal? Deci, pentru 60.000 de lei, am înțeles că trebuie să plătim băncii cam 4.500 de lei. Nu avem special și la 100, da. 5.000 de lei. Nu, totalitate, că e 18. Vă rog frumos să-mi dați și mie. Domnul Pleșca, domnul Talal, mai aveți ceva de adăugat? Eu, dacă aș fi fost ca o persoană de aș fi avut 60.000 să mă duc la bancă ca să fac o chestie, zic mai bine, oricum, sunt niște bani, 5.000 de lei, 10%. Ne-am gândit și la alt aspectul ăsta. Ne-a trebuit să blocăm 6 milioane timp de... Până, plătim 5.000, cam 10% dobândă. Prima asta este ce se face. Sunt din legislație. Cam în, mă scuzați, stimați colegi, cam în toate astea, între societăți, se depune o scrisoare de garanție, pentru că n-ar fi o problemă sau o durere foarte mare. Însă aveam datoria morală ca în mandatul ăsta să terminăm
investiția asta cu gazul în cel puțin de alumare, pentru că aveam o datorie morală față de colegul nostru, Dumnezeu să-l ierte, Radu Răducu, și m-ar ține cu adevărat să putem să aprobăm asta ca să-i dăm drumul la lucrări, să terminăm în cele 18 luni, poate chiar și mai devreme. Mulțumesc! Ce de voi! Mulțumim, domnul Chitic! Stimați colegi, mai am, nu știu câta oară rugăminte la dumneavoastră. Studiați, fraților, documentele care le primiți pe mail. Studiați-le și discutați-le în ședințele pe comisii. Domnul Dalal, nu te supăra. Te-ai supărat pe mine când am spus că nu ești român. Nu ești român, domnul Dalal, pentru că dumneata nu înțelegi. Nu înțelegi. Adică numai așa să ridic mâna să mă aflu în treabă. Dumneata chiar nu înțelegi că ești penibil. Mata ești penibil. Pentru că nu știți ce vorbiți, domnul tău. Să nu aruncăm cu mine fizic. Dar nu e frumos, dar ne ține în linie. Hai să ne scaldă. Încerc scuze, mulțumesc. Ai problemă? Haideți să ne scaldă. Domnul Dăscălescu? Domnul Dăscălescu și pe un domnul Aristizabi. Nu, vreau să vorbesc eu. Mizabi. Mulțumesc, dar dacă îmi permiteți o completare, eu reafirm în fața dumneavoastră aici, dacă este nevoie și va fi cazul, eu sunt de acord să-mi promutăm. Faci cum credeți, facem cazul. Oamenii au nevoie de condiții. Nu au nevoie de condiții. Chiar dacă plătim și dobânzi, plătim. Vreți să vă spun ceva, vă dau un exemplu. Plătea vechi. Plătea vechi, eu tras la 34 miliarde, eu tras. Păi, o mai tras la 18 miliarde, eu tras la băgat la păi și la ce? Deci oameni care să mișcă. Adică să mișcă, am nevoie, fac. Adică nu trebuie să dăm dovadă de, cum să vă spune, de prea mult protecționism. Dom'le, nu mă îndatorez. Dacă ai problema cu îndatorăm? Care e problema cu îndatorăm? Au oameni confort, au tot ce trebuie. O să dăm și bani înapoi, o să facem tot ce trebuie. Important e să realizăm. Domnul Talal, sunteți domnul Trăistan, încerc să spuneți. Domnule, referitor la secțiunea de la Sfântului, Consiliul Local își asumă un lucru pe care nu execută el. Nu că nu sunt de acord, pentru că suma nu este atât de mare, dar din punct de vedere juridic sau din punct de vedere al calității, răspunde constructorul care va executa lucrarea, ceea ce normal, el își asuma tot timpul, atât timp cât a fost primar, el punea scrisoarea de garanție și el garanta pentru că el executa. Noi suntem niște oameni care aprobăm bani și nu avem un buzunar, nu facem noi lucrare. Vă prima, vă repetat tot asta. Păi nu, este vorba, este vorba de garantarea faptului că noi ducem contractul la final, adică nu poate fi, dacă poate fi imputat constructorului din ideea lui, nu s-a putut executa, atunci intrăm la scrisoarea lui de garanție. Dacă din vina noastră, din vina noastră nu poate fi executat contractul, și dus la îndeplinire, atunci del gaz ia bănuți din contul nostru. Pentru că el dacă vrei să plătească la Ministerul Energiei. Asta e ce. Nu are legătură cu asta. Înțeles lucrul. Chiar nu vrem asta. Așa. Bun. Revenind la partea cealaltă. Noi tot vorbim. Avem atâtea investiții pe care trebuie ca să le facem și să văd că sunt benefici. Deci atâta timp cât am fost primar, am adunat bani în cercul, nu m-am aruncat la prea multe ca să fac ceea ce trebuie să fac. Acum observ, nu, este vorba de bani, de bani. Deci, la gaz, hai ca să luăm din noi așa 600. De ce să dăm bani pentru zilele măgurii când putem să folosim banii la alte lucrări? Deci, nu, referitor, mă refer la banii pe care îi cheltuim, deci nu scrie nimic în proiectul. Deci, haideți, v-ați făcut un cuib așa și toți veniți ca să... Nu, nu, cuibul ăsta, trebuie discutăm, rocificăm, să ne scălăm, notați acolo. Cuibul ăsta care cheltuiește banii comunii măgura, aiurea, trebuie dispărut. Am terminat. Domnul Trăistanu, deci nu suntem aici sub nicio formă, nici în stradă, nu suntem în regulă. Voi veniți cu argumente cum să cheltuiesc bani. Dar vă rog frumos, mergeți, să vedem, să verificăm.
Plătesc legal dacă asta... Și nu există niciun cui de este Consiliul Local Mândura, fiecare are dreptul la replică, fiecare are dreptul să-și exprime liber opinia și suntem filmați în vede o comună întreagă. Foarte bine, cu comuna asta trebuie să vadă. Să păstrați bunul simț și un ton de cer. Este bun simț, vom să poate respectat. Vă rog frumos, să poate, dacă avem bun simț și educație, să nu putem. Nu aș vrea să niciodată n-am sărit. Vă rog frumos, că am și da, domnul Vici. Nu aș vrea să intervin. Stimați colegi, pentru dezvoltarea demografică a localității, e nevoie ca aceasta să aibă utilități. Cum ar fi? Apă, gaz, dispensare, școală, creșă, grădiniță. Păi noi, și asfalt. Și multe altele. Acum se vede că dacă a fost un ritm anterior, o parte din noi ne speriem de ritmul actual. Marii dezvoltatori s-au dezvoltat bani împrumutați. Nu vă împiedicați într-o scrisoare bancară de 15 lei ca să facem un obiectiv atât de important. Eu am dat la bancă următorul 25 lei. Exact. Atâta nu vreau ca să mă lungesc. Nu vreau să mă lungesc. Dar atâta vreau să vă spun. Și referitor la cui, mulțumesc frumos, domnul Vici. Dacă nu mai sunt, domnul Talal, vă rog frumos, ultima intervenție. Notați-o, domnul secretar. Domnul președinte. Stric pe Piteu. Deci, domnul președinte, prima dată, trebuie să țineți subiectul în mână. Chiar dacă vorbește domnul Dăscălescu... Eu țin indiferent. Nu țineți, pentru că domnul Dăscălescu... Domnul Talal, aveți de discutat ceva cu subiect? Da, domnul. Nu-mi spuneți când veți fi președintele dumneavoastră, aveți de oameni cu face? Nu știu, pentru că am să cum spune domnul Talal. Dacă simțiți bine, spuneți în cuipi, sunteți dumneavoastră în el. Da. Foarte bine. Vreau să-ți afirmați în cuipi, asta nu dau. Vă rog frumos de subiect. Domnul Dăscălescu, vă rog. A fost un... Și eu am luat-o ca da. Este foarte bine că... Eu nu m-am legat, eu cel puțin, nu m-am legat că nu-i bine să avem gazi. Foarte bine să avem gazi. Am vorbit doar de chipzuială. Adică bine, dumneavoastră. Bine, dumneavoastră. Bine, dumneavoastră. Așa, mai bine puneam eu și nu știu. Rest, eu vă respect opinia, domnul Talal. Și oamenii văd opinia. Fiecare trebuie să ne dea când vrem gaz sau nu vrem gaz. Și cu grădiniță, să dăm sau nu vrem. Și cu grădiniță, chiar dacă este mai bine. Hai să treci la următoare. Mulțumesc. Cine este pentru? Abțineri? Abțineri. Nu avem nici abținere. Tot cuibul a votat. Pare sistemul același. Tot cuibul a votat. Fiți atenți. Așa, trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre. Vă rog frumos. Eu vreau să mă retrag, vreau să vă mulțumesc. Ce am avut de spus și ce am dovedit, sper să înțelegeți. Eu vreau să merg mai departe cu acel proiect. Nu vă împiedică nimeni, să știți. Niciunul dintre cei care vedeți din față, nu vă supra să nimeni nu vă împiedică. Doar că avem niște clarificări cu drumul național. Când le avem proiectul de a să pun pe ordine, nu are nimeni nici din punctul meu de vedere, prea puțin colaborare s-a părut cu mine. Din punctul meu de vedere, ce văd eu? Eu o văd din afară, nu mă înțelegeți greșit. Asta e tot ce am înțeles eu. Și v-am dat și în scris și prea mult timp. Asta e problema noastră în România, prea mult timp o lălăim cu unele lucruri. Vă spun, eu de 5 ani de zile mă zbat ca să pot să pun această problemă. Să construiesc ceva, să aduc, să dau locuri de muncă și nu sunt lăsat în pace. Pe lângă toate instituțiile din... Poate dumneavoastră mi s-a părut că cineva... Eu atâta. A rămas singurul aviz. Acum, dumneavoastră... Când aveți probleme, la drumul național, așa cum v-am spus... Pentru că și actele trebuie renoite, după aia trebuie... Nu avem niciun interes să vă blocăm pe dumneavoastră. Doar că trebuie să respectăm niște pași. Avem solicitații de la domnul naționale, deci nimic în toate datele, am făcut deja adresa către ei cu tot ce ne-ați dat dumneavoastră. Cu ce am luat și de la vecinul ăsta, domnul, unul, le trimitem aici să analizeze. Cel mai mult ce m-a deranjat, mi-a spus, adu toate actele că te bag în ședință. Eu nu mi-am inteles cum așa ceva.
Nu? Doamne. Erați cu doamna secretar. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Am spus eu așa. Vă rog frumos. Am o rugăminte, dacă vreți, mai rămâneți la diversie și discutăm cât vreți dumneavoastră de ei. Mai avem un sigur. Ok. Nu, mă scuzați, eu mi-am spus că să nu mai răbuneți. Chiar nu, eu repet, chiar v-am spus exact textual, vă repet. Domnul Mira, nu introduce pe ordinea de zi acest proiect, pentru că nu avem toate datele. Nu avem corespondența finalizată cu drumul național. Nu o să învețe când înregistrez un om când vorbește. Dar înregistrați dacă nu este mai rău o problemă. Să trece în ordinea de zi, domnul Mira, vă rog frumos, dacă vreți, puteți să mai stați și discutăm. Proiectul numărul 5. Proiectul hotărârii privind acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu în valoare de 500 de lei, 62 de familii din comuna Măgura, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 19.07.2019. Inițiator primarul Costraș Iordache. Domnul primar, dacă aveți să adăugați ceva da. Și discuții pe lângă proiect. Deci este un proiect pentru care am alocat sumele necesare încă de la întocmirea bugetului. Cred că premiul nu acoperă, ca și valoare, ca și suma alocată, nu acoperă nici cum. Eu știu importanța sau nu marchează de ajuns importanța acestui eveniment. Și anume, nunta de aur, să spunem așa, 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, a unui număr de 62 de familii din comuna Măgura. Eu cred că merită să onorăm așa cum se cuvine, să le atribuim acest premiu, în primul rând cu un buchet de flori și cu o serbare așa cum este frumos. Să organizăm la un astfel de eveniment. Am supun aprobării proiectul de hotărâre pe care l-ați avut la mapă și sper să și primească din partea dumneavoastră aprobare. Mulțumim domnul Chitic, domnul Pleșca, domnul Tamar. Chiar mai înainte. Era scris domnul... Nu ai nicio problemă. Noi am fost de acord cu proiectul ăsta de hotărâre de pe vremea lui domnul Trăiesaru. Deci... De specificat. Nu, eu vorbesc de mine. De pe vreme, nu știu. Specificat cu ultima locare a fost în 2009. Nu, dar vreau să spun. Noi am fost de acord cu el. Numai că atunci a fost o chestie, s-a interpretat, în fine, nu contează. Și la vot? Da, cum să nu? Da, ne-am adus aminte la colegii mai noi. Colegii spun că vrem să trecem la vot. Vreau să spun două. Da, scurt, vă rog, frumos, domnul Talon. Imaginiți, grăbesc la aceea acasă, suntem la ședință. Da, vă mulțumim, lăsați-mă să spun. Lăsați-mă prima dată, vreau să felicit pe domnul primar pentru că a pus acest proiect pe ordine de zi. În al doilea rând, mă rog, aș vrea să extindeți. A spus până la 15 august. Mai sunt niște cupluri care primesc vârstă de 50 de ani, până la sfârșitul anului. Și păcat, știți cum e, adică bătrânii calculează alte. Deci, băi, cam asta împlinesc 50 de ani. Și poate la anul ferească Dumnezeu, nu mai avem și atunci rămân ei. Este adevărat, dar nu de până. După aia răspund. Mulțumesc. Aș vrea că această, pentru că la această serbare care o faceți, să fie prezent tot Consiliul Local da? Și să ne anunțați din timp și... Haideți să stabilim și detaliile. Am zis așa, de ziua comunei, dată de 15, începem cu ora 12, nu? Eu cred că e destul de bine, e ziua mare, termină și preoții slujba, vor să vină și dumneavoastră. Și o premieră? Îl facem, da. Îl facem toate aranjamentele acolo. Nu mai e, cred că o să ne îngrijim, să găsim un cort eventual, să vedem. O să vedem cum să le asigurăm. Să le asigurăm un pic de ce condiții, apă, da, dar sunt de vârstă. Și o să trebuiască să avem grijă deosebită, să nu se întâmple ceva. Nedorit acolo. Să se bucuri de evenimente. Domnul Leș. Da. Domnule primar, și eu vreau să vă felicit. Știu că oamenii așteaptă proiectul ăsta de pe vremea domnului Trăsar. Nu știu ce s-a mai întâmplat atunci, nu eram consilier, însă
felicitări, ca și feedback din comună cu vecinii mei, cu oamenii din jur, cu oamenii din comună care am stat de vorbă, abia așteaptăți, foarte entuziasmați. Cred că o să fie o sărbătoare în comună. Și să nu uităm să oferim și o diplomă. Cred că așa ar fi frumos să fie și o diplomă, să rămână și cu o amintire și cu ceva în urmă. Din partea primăriei, mă rog. Referitor la cei care trebuie până la 31 decembrie. Eu aș propune așa, de fiecare, în fiecare an, de ziua Comunii Măgura, pentru că eu cred că va merge în continuare această zi a Comunii Măgura, dacă o consistăm să mai ia. Într-adevăr, cheltuim niște bani, dar până la urmă, cheltuim o zi a noastră, a Măgurenilor, pe care trebuie să sărbătorim. În fiecare an, toți cei care trebuie într-un an de zile, de începând cu 15 august 2019 până în 15 august 2020, să fie premiați anual. Ca să, acum avem 62 de familii, care într-adevăr n-au mai... ar fi putut să primească de mult acest premiu. Din păcate, mulți dintre ei s-au stins și nu mai pot beneficia cei... anual ar trebui să alocăm și atunci nu vor mai părăi probleme. Da, mai avem înscriși pe domnul Vici și domnul Treistaru la cuvânt. Domnul Vici, vă rog frumos. Sunt foarte sfârșit pe domnul primar. Să nu uităm că celula de bază a societății este familia. În ultima perioadă, foarte puține cazuri de familie integrate de vârf. Și eu, copilul meu are 36 de ani și tot îi spun, hai, băi, soarte, băi, hai, vedeți? Deci, vorbim de familie. Vorbim frumos să nu apreciați noastră și trebuie să vorbesc eu. Așa. De asta spun că oamenii ăștia sunt un model pentru noi. Să-i respectăm și să-i prețuim cât îi avem. Nu-i un capital politic. Sunt model de viață pe care, dacă ar putea, l-ar transmite mai departe. Dar să aibă cui. Îmi place mi-ar la tot de lucru. Domnule, eu mă felicit pe mine pentru că eu am făcut pentru prima dată și am vrut și a doua oară ca să dau acești bani. Nu că a fost o perică pusă tot de la primăria Măgura, făcusem și diplomi, făcusem absolut totul, trebuia luat în 2015 și că a venit că este o lege, nu știu ce. S-a umblat domnul Vici, pe unde a umblat doamna secretar și dacă scosesem banii toți, trebuia ca să dau bani, iar când a doua zi când să încercăm să dăm bani, banii s-au returnat la, din caserie la finanțe și nu s-a mai putut da. Acum, într-adevăr, nu este legea, este bine că se, dă, că se dau acești bani, pentru că am fost de acord tot timpul, pentru că știu ce însemnătate au acești oameni pentru noi, că sunt un exemplu și sunt oameni de la care am învățat, poate de la mulți unele lucruri, și eu le doresc sănătate, iar, cum a spus, e foarte bine, acum, când se face ziua Măgurii, pentru ca să fie toți consilierii, pentru că Consiliul Local este cel care aloc acești bani, este foarte bine ca să fim în mijlocul lor și să-i felicităm. Iar cu partea cealaltă am vrut ca să am o propunere, dar dacă a venit domnul primar că la, în anul următor, cei care vor rămâne în anul ăsta în curs, este foarte bine și rămân la aceeași idee. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Treistaru, și eu vreau să felicit și pe domnul primar și colegii din Consiliul Local acest cuvânt minunat, că au fost de acord cu alocarea banilor și supun la vot. Cine este pentru? În cui vor dona? Împotriva cuie a fost? Am și o rugăminte înainte de a ruga colegii, dacă primesc acordul majorității dumneavoastră să consideri la ora 6, vreau să supun la vot președintele pentru... și am și o propunere în același timp, l-aș propune pe domnul Niță, pentru că am toată încrederea dumnealui că va merge mai departe așa cum a fost până acum, cele trei luni și din urmă să fim civilizați, ordonați și funcționați. Mai sunt alte... Cine este pentru domnul Niță? Sigur, ar fi culmea să ne iasă. Cum să n-ai voi? Mulțumesc. Puțină nici felicitări, domnul Niță. Am zis partea bună a lui, dar la urmă putea să vorbească oricând vreau. Trebuie să aveți parte. Trebuie să aveți parte.
La diverse, vă rog frumos. La privind actualizarea indicatorului, hai. Indicator grădiniță, primar. Stai așa, stai așa, hai. Dar au fost citit. Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției, înființare și dotare grădiniță, două grupe cu program și normal și două grupe program reducit s-a creat în Amărul la județul Bacău. L-am discutat. Eu cred că... Da, vă rog, vă rog. Am studiat, chiar îi spuneam doamnei secretari că m-am apucat și am calculatorul să vedem ce s-a întâmplat. Am studiat formularul cu consumul forței de muncă, cu manoperul, cu tot ce trebuie. E ok, e după lege, asta e situația. Cine este pentru? Nu avem abțineri, nici mulțumesc. Și nu știi ce nu prezenta domnul primar? Sursa de finanțare. Ceea ce e, deci e treaba. Deci eu zic sursa de finanțare, nu stimulat. Buget local. Buget local. Sunt sumele elegibile, din păcate. O vedea, dacă la licitații mai și încă pentru ultima dată, știți cum e, exact ca la ultima strigare. Pentru ultima dată discutăm de autoritate. Asta sper să terminăm. Să termin o dată cu pentru autilitare. Cine este pentru? Eu mă abțin. A domnul Trăistaru. Deci, aici pe pentru și o abținere domnul Trăistaru. Da. Și cu acordul dumneavoastră aș vă ruga să mă retrag pentru că acum la diversii, nu, dar la diversii. Stați un pic. Domnul secretar. Domnul vicepreședinte. Așa. Alegeți cine să conducă pentru diversii, că nu se mai semnează și proiecte. Cine mai să conducă? Stați domnul viceprimar. Cine mai trebuie să fie? Suntem de acord cu toate? Conducă domnul viceprimar la diversii? Da, da, suntem de acord. Da? Stați așa, stați așa, nu plecați, că am uitat ce. Am și eu cuvântul cu ala diversii. Dar vreau să-i dăm cuvântul. Hai pe mine să termine, că stăți de două ori. Domnule, dacă sunteți de acord să conducă diverse ședințe. Da, da, da. Domnul viceprimar. Dați-mi vorba cuvântul domnului ministru. Da, exact. Deci, da, vă rog să mă dați domnul viceprimar. Ce caș poți să mergem? Să aibă domnul viceprimar. Da, 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 domnul viceprimar. Eu știu de aia discuție la nivel. Ca să nu ne lungim, îi dau cuvântul domnului ministru. Scurt. Liniște! Vă rog, liniște! Da. Hai ca să vă puneți vă să vă iar nu vreau să încep. Să fac ceva, să dezvolt. Numai o secundă ca să reușesc să notez că s-a preluat că președinția și vizită cineva. De altceva. O secundă. Hai, după semnă, ca să nu. Cine se mai scrie? Bașe, la ala diversă. Și eu era, dar îmi permiteți să... La diversă. Spune, domnul Mina, puteți să vă apucați de... A, nu? Da, scuze, scuze. Făceam să prin recent. Eu tot m-am înțeles. Nu înțeleg, și pe el de ce înțeleg. Domnul Verușcă, nu asta am fost pe domnul aici, da? Am văzut că e plecat, de aia am stricat pe tine, să mă ierți. Domnul primar, domnul Tadal, vă rog să vă lăsiți... Aveți că discută oamenii. Da, că trebuie foarte grea să vă președinte. Dă-mi un gen cu capul. Hai, domnul Mina. Păi nu, doamna secretară, să mai aici. Deci, rugămintea mea este felul următor. Eu am ajuns la ultimul nivel, am toate avizele necesare, care vreau să dau mai departe, să pot să încep să fac ceva, să intru pe terenul meu, care eu nici în momentul de față nu pot. Singura rugăminte, dacă mă puteți ajuta să fiți de acord pentru a favoriza avizul carierei. O întrebare este ultima. Acolo se construiește tot pe hală sau nu, doar pensiune? Exact ceea ce mi-a cerut data trecută, pensiune și șorul. Deci n-am schimbat mobile pentru că n-am. Eu mănânc din asta, asta este. Acolo măcar în șorul să am ce prezentat.
din hala care fac acum în altă hală, pentru că trebuie să mă duc, în altă hală, să construiesc și să fac ceva pentru... Și vreau să prezint toate produsele noastre și, bineînțeles, produsele care vor avea din afară, deci vreau să, să fie ceva frumos. Bineînțeles, și pensiune, piscină, adică ceva stil exact... Domnul Mirea, mulțumim, am înțeles. Domnul primar, doamna secretară, vă rog frumos, ce anume trebuie să aprobăm noi, exact, să arătăm pe omul ăsta? Domnul, noi trebuie să aprobăm uzul. Uzul dumneavoastră. Da. Au intervenit niște probleme pe care putem le expune și dumneavoastră. Dumneavoastră a luat toate avizele așa cum, v-a spus. A luat avizul și la drumul național, cu ieșirii direct din DN11. Din discuțiile care au apărut ulterior, nu am ce să vă spun, nu în condițiile în care să, cum să vă spun eu, ar exista, și există, că dumneavoastră are avizul, o ieșire din DN11, acolo n-ar mai beneficia și vecinul lui, domnul Vasilicon. Aici sunt discuțiile. Și noi ne-am sesizat și Consiliul Județean. Nu din rea credință, domnule, bun, bun, dacă dumneata ieși, poate ieși și Vasilicon. Noi am privit-o din punctul de vedere, în cel puțin eu așa am privit-o, a primarului care își dorește să aducă cât mai mulți investitori și doar investitori. Nu, ei, aici au apărut discuții, pentru că și domnul Comun acum, spune, domnule, bun, bun, dar eu pe unde să ies, că vreau și eu să investesc acolo. Și aici drumul național încearcă să reanalizeze un pic situația, să vadă în ce măsură reușește să satisfacă toți doritorii din zonă. Se poate face cu cale de acces comună? Da, și eu am propus asta, dar nu știu, nu sunt niciodată nu s-a dorit domnul Mina cu Păun, Păun, Mina. Să se pună de acord cumva, că noi asta ne dorim practic, nu vrem altceva. Eu prima dată când m-am apucat de acest proiect, am depus, da, am făcut toate demersul. Da. Așa? Am cerut. N-a venit în 3 ani de zile nimeni la mine să vină să-mi spună, trebuie să faci asta, te fac. Domnule, aș propune să vă mandatăm pe dumneavoastră să fiți mediator în situația asta și să-i chemați la primărie. Eu chiar îmi doresc. Să... Deci eu, în momentul de față, eu chiar îmi doresc acte făcute, deci acum, tot ce am vrut să fac până acum, primul rând și primul rând, domnul Păun, s-au modificat unele probleme la trebuie. Deci dacă eu nu mă înțeleg cu domnul Păun, și în primul rând și în primul rând, domnul Păun trebuia să vină la mine, în momentul în față, eu am făcut tot ce am greșit, domnul Mina. Aici am greșit, poate totdeauna așteptări de partea ziua. Haideți să vă spuneți. Dar eu m-am trebuit cu domnul Păun. Dumneavoastră, nu trebuia să vină domnul Păun la clasă sau clasă la el. S-a făcut publicații aici la primărie. Au fost informați toți actorii din zonă, ca să spun așa. Nu ați întrebat, domnule, de cine a spus nimic domnul Păun? Pentru că domnul Păun nu are nimic împotriva dumneavoastră. Dar nici nu are nimic. Dacă ar fi avut vreo obiecție vis-a-vis de faptul că dumneavoastră construiți acolo pensiuni, showroom și piscină, ar fi scris, sunt împotrivă de cutare motiv. Ori nu este împotrivă. Doleanța dumneavoastră, ca așa dumneavoastră, este să lasă timp de la oștri. Scuzați-mă, domnul Păun a depus vreun dosar, vreun document la drumul, ca să poată să facă intrarea acolo, de unde știți? Haideți să vedem altfel. De unde știți? Dacă domnul Păun ar fi făcut, da, înaintea dumneavoastră pus-o acolo și ar fi făcut ieșirea. Da. Dumneavoastră. Eu mă zbăteam să mă duc la drumul cum am făcut până în momentul asta de face și eu. Păi tocmai. Asta face și eu. Să dați seama de fapt. Dar cine știți? Să dați seama de fapt că nu mai poate ieși din DN11. Dar cine v-a zis dumneavoastră că acolo nu se mai dă intrare? 5 cm stânga-dreaptă de la o ieșire de mai mult. Dar până la urmă, asta, domnul Mirea, asta ne dorim și noi. Dacă drumul național, noi cerăm niște solicitări în plus, le trimitem și vom vedea ce răspuns îi dăm. Asta este ideea. Și mie mi-a întors documentația. Dar când cu bun întors? Și v-am spus, am refăcut recurs. Am depus din nou. Da. Și acceptat. Așa poate facă și domnul Păun. Nu v-ați luat nimic de loc. Dorința noastră este să avem niște șanțe la cine sunt tot. Ce construiești și chiar nu am nimic cu ea. Dar nici el nu are nimic de loc. Asta e ideea. Dar cu avizul meu și cu dumneavoastră, ne-ați venit cu pucătia și la mediu. Nu uitați. Și la mediu, pentru că nu se poate construi acolo. Nu se poate face. Domnule, ați venit cu asta, că nu poate să se poate. Așa cum prevede legea. Am făcut publicații și în prima fază și în a doua fază. Dacă în prima fază am avut opoziție de la vecinul dumneavoastră, am prezentat oameni. Nu era firesc să fie așa. Eu am venit în calitate de reprezentant al comunei. A avut dumneavoastră opoziție atunci, s-a discutat la mediu, ați revenit de asta, ați rezolvat-o. În varianta în care ne aflăm acum. Este foarte bine. Avem probleme cu drumul. O să rezolvăm și pe asta. Nu ne luați în nume deloc, nu avem nimic cu dumneavoastră. Ce nu am luat? Eu atâta vreau să-mi fac treaba mea. Da, aveți toată încrederea că ne străduim, să scoatem lucrurile la liman și toată lumea să fie mulțumită. V-am spus,
treaba cu intrarea se poate rezolva într-un alt mod. Să dea Dumnezeu. Dacă aveți o soluție sau o variantă, puteți să o prezentați când unii. Asta nu trebuie, domnul Pământ, să vă cedeze la primărie un teren care acolo așa s-au modificat acte. Știți destul de clar. V-am întrebat. Vreau și o hârtie să văd cum s-a modificat. Deci trebuie nu să... Știu. Asta nu știu. Chiar nu cunosc, nu. Nu. Deci este între cartea funciară a dumneavoastră. Domnul meu. Între cartea funciară și eu am semnul mare de întrebare acolo. Dar nu vis-a-vis de Vasilii Păun sau de dumneavoastră. Eu cred că este mai cu seamă greșeala topometristului care a funcționat greșit proprietatea dumneavoastră. Cum vă închipuiți dumneavoastră că un colector despre care face vorbire dumneavoastră și avem desenat aici, care este în buza drumului național, cred că la 2 metri, să află proprietatea dumneavoastră. Dacă vă uitați la documentația cadastrală, noi veți vedea că întreaga documentație este dusă spre de neamuște. Acum nu știu, o greșit topometristul dumneavoastră. O greșită al lui Vasile Băuș sau sunt proprietății mai bune. Nu pot să știu lucrurile astea. Chiar nu am de unde să le știu. Se suprafunde în terenul. Nu se suprafunde, din contră, în teren, rămân o breșă de teren care a nimănui. Practic, ea comunii mă, vreau primării. Dar pe care nu dorim, că nu avem treabă cu el. Deci dacă vă uitați la configurația, aveți teren pe care îl dețin domnul Mina, este exact poziționată, cred că vreo 5 sau 10 metri spre stradă, în mod natural dus virtual, bineînțeles, că până la urmă deține suprafața pe în mod natural lângă drumul. Dus exact lângă proprietății domnului Păun, se încadrează perfect, mă scuzați. Se încadrează perfect, adică clar este o greșeală din poziționarea documentației cadastrale. Dar asta nu pot eu să o regrez. Dumneavoastră este proprietar, Vasile Păun e proprietar. Eu nu pot să mă cam spun, ia-ți proprietatea și dus-o mai în stânga sau mai în dreapta. Eu așa am văzut-o. Acum, speculați dumneavoastră, că cine ar fi avut interes să lase breșa asta între dumneavoastră și el. El crede că dumneavoastră, nu mă știu sincer, și chiar nu vreau să fiu la mijloc. Și dacă doriți să mă întâlniți cu el și dumneavoastră cu el, și eu chiar am o problemă, puteți vin la primărie. Asta o să fie discuția mea între mine și domnul Păun. Da. Adică, ca să nu înțelegi. Cel mai bine așa fi. Da, problema e... Nu am o problemă, să zici chiar nu doresc. Problema mea, în momentul de față, eu vreau să merg mai departe cu avizele care le iau, să le obțin. Mă, mai departe, și după aia voi merge cu domnul Păun și discută la masa, la tot de care... E treaba dumneavoastră. Asta vă spun. Eu am treaba. E treaba dumneavoastră. Nu o să mergi la peste care să se intre. Nu, dar am cerut și nu s-a spus că voi fi băgat, n-am știut. Domnul Mira, v-am spus clar. Nu introducem ordinea de zi, până nu terminăm cu drumul național ce avem terminat. Ne-au cerut solicitări, clarificări, le-am trimis. Mie mi-a spus că documentația ca să băgați. Bine. Domnul Mina, dar nu oprește pe să o aduceți. Am solicitat noi să o aduceți. Nu ești lămurit acum? Eu sunt lămurit, nu sunt băgat, că nu sunt băgat. Da, nu poate fi să te vă condam. Dar Domnul Național vrea să mai veniți niciodată. Să vadă exact. Deci când apare consiliul local oricum. Nu avem o problemă, chiar nu avem o problemă. Eu de asta am văzut. Hai să vedem. Deci fără probleme. Domnul Mina. Prestarul Păsar. Ce cu ea? Ținem cont de cea de dumneavoastră. Domnul Mina, când vin de la drumul... Mai parte din cui? Toate documentele. Ei, ce s-a zis la pistolul unui. Ei, ce s-a zis la pistolul. Da. Da. Domnul Scălucian. Da. Vreau să aveți toată încrederea. Că nu vă funcționează de și dă toată străduința. Chiar este. Stimați colegi, suntem la diverse. Dau cuvântul domnului Brânză, ce primam. Am un rugăminte de la dumneavoastră. Vă prezint o situație care ține de o săptămână și ceva, două, nu mai poate fi amânată. Nu avem apă în dealul mare. Nu putem să satisfacem cu apă. Să udă în exces de toți, pe platforma Metalbac Farbe, își umple la prețul care este acum, un preț foarte mic la apă, o spun cu toată gura, o secundă, domnul Teanu, își permit ca să ude, să facă, să-și umple toate piscinele și așa mai departe, nu a ajunge, a ajuns, devin oamenii peste noi. Am găsit noi o soluție care ține tot de bani, am încercat să cumpărăm două pompe de 4 kW, să luăm apă de la ce v-am informat, undeva de la... Da. De pe la Păun, de undeva pe acolo, dacă am identificat mai o soluție. Nu aici la Lilian sus? La alu Budeanu? Budeanu, de la Budeanu. Ai soluție, de la Lilian sus. Am mandatat pe domnul primar să iargă acolo, spune de apă, care interes.
ca să împrospăteze apa, numai ca să știți că trebuie să facem și treaba asta, să mă spuneți că dumneavoastră n-ați știut, dar vă spun că hui lumea, sari pe noi, nu mai putem să ai. Noi ne-am primostitate prețului. Între timp, plătim 4-3 de metru de apă, din tot din 2012. Da, pentru că dumneavoastră primiți apă de la oraș. Da, e mai dulce. Primiți apă de la oraș, are cuvântul. Asta n-am cuvântul dumneavoastră. Haideți să... Nu, dar zic, deci dăm cuvântul. Așa, domn Berușcă. Vreau să întreb domnul primar dacă domnul Geluniță o mai evoluțează zona din la credința din strada Credinței. Nu e evacuat. Chiar au evacuat în sub uimit așa de evacuat. O cezare scris, i-ați făcut ceva? A făcut verbală, cu dumneavoastră domnul. Da, domnule, e temporar, bun, dacă temporar, haideți, da. Nu toți spun asta, dar și poti domnule mai reparat drumul care l-au stricat? Nu, o să repare când aduce asfalt acolo. Am înțeles. Rezolvă situația. Bun. Întrebare. Acum a fost programul școală după școală, școala de vară, scuzați. Da. Știți cumva de ce nu au fost funcționale autoritarile? Toate scozeții, tot timpul. Pentru că au fost numai pentru copiii de aici. Nu le-am văzut deplasând din domnul copii din Crihan, din Sobodor, pentru că asta nu ții de oricum. Nu noi organizăm... Deci, asta e de doamne. Deci tot timpul. Da? Bun. Cu bun doi Salvador, mai știți ceva? Da, așteptăm de la firul continuare să ne vină o aprobare. E fantastic. Nu știu de culoare. Gata, am încheiat. Vă mulțumesc. Mare ceva ce v-ați spus. Doamne, referitor că tot a fost discuția asta, altfel nici nu am activat. Cu domnul Nils am discutat. Știam în ședința trecută și am văzut domnul Nils cu oamenii, au discutat în ședință. El a spus că vrea ca să știa cărămida de acolo și după aia da, să fost va depărta și deșeurile care rămân în urma alegerii cărămidei. A fost legătura. Și ca atare, deci v-am informat ce a spus, luați legătura și discutați mai departe. O întrebare și vecinul de alături de pe oare de lângă Neamanul Redugă. Acum vreo două luni zile, s-a branșat la rețeaua de gaz metan. Deci omul și-o cocu, nu știu, i-a dat aprobare, nici în momentul de față rigoare a bunei. Spart nu-i turnat. Dar nu-i problemă, nu-i problemă. El a plătit firma. Da, e firma. Păi da, firma. Nu e foarte bine ca să-i spus. Firma, nu, dar nu trebuie adus la proștiunță lui, chiar dacă e firma care... Dar nu știu, el a plătit firma. Are contract cu blocul, blocul, vin și remediază. Deci e două ani de zile de când s-o mai... La pleci? M-am vrea să fac 8 ani de căsătorie și mă ca să mă știu, primit soția mesaje disperat. Da, dar acolo când m-am plătit.